Salutare la toată lumea. Uh, am să zic câteva cuvinte înainte să, să chiar începem. Uh, mâine am să dau startul, sau da, probabil că eu, am să dau startul la uh, Call for Speakers pentru cine interesa să prezinte în edițiile următoare. Uh, sper să ajute chestia asta. Pe lângă treaba asta, astăzi mai avem încă un sponsor, alături de sponsorul principal, compania Ropardo și de Coworking Space-ul Ingenious Hub Sibiu, pe cei de la Natura Healthy Food, care ne oferă niște vouchere de mâncare. Și dacă aveți nevoie de mâncare healthy, îmi scrieți în privat și I can hook you up. <laughs> mai pe românește. Așa, acestea fiind spuse, bine ați venit la Sibiu Web Meetup numărul 2019. Eu sunt Ștefan și voi fi hostul vostru în această seară. Astăzi îl avem în calitate de speaker pe Adrian Marin, care este fondator BaseTool și Avo și code copywriter la Dormy Tema din această seară este cum putem construi un MVP în mai puțin de o oră. După meetup vom publica înregistrarea pe canalul nostru de YouTube, unde vă invit să dați like, share, subscribe, toate chestiile respective. Dacă aveți întrebări, sugestii sau doar vreți să povestim, ne găsiți pe social media cu handle-ul CBU Meetup. Acestea fiind spuse, am să-i predau cuvântul lui Adrian. Mulțumim, mulțumim Ștefan. Mulțumim sponsorilor. Just a second. Cool, eu. Cool, Păi, data trecută am vorbit puțin despre Base Tool, unul dintre produsele pe care. al doilea produs pe care l-am făcut. De data asta o să vorbim, o să fie puțin aplicată discuția. O să povestim puțin despre Building an MVP in less than an hour. Ce înseamnă asta, ce este un MVP și cum tu, voi, ca programator, puteți să pășiți încet, încet în antreprenoriat. Eu sunt Adrian. Uh, I've been a developer for a, for a while now Am uh, lucrat în uh, digital agencies În Silicon Valley Startup În corporații În multe, multe medii uh, Am uh, făcut și am creat Și am abandonat AVO Am fondat uh, o nouă companie cu fratele meu uh, Numită Base Tool uh, We failed uh, Între timp AVO a început să se vândă Și we resume development Adică dacă rezolvăm o problemă ne-am întors acolo uh, um, în, altă, în altă ordine de idei Idei, mai place să și călătoresc cu soția mea. Am fost, am făcut un pic de digital nomading. Acum a s-a terminat. Ce este un MVP? Un MVP este un minimum viable product. Este minimul de lucru pe care puteți să-l faceți pentru a avea ceva minimum utilizabil. De obicei este o chestie mică care se adresează unor, unei, unor, unui grup foarte mic și specific de persoane, eventual poate chiar unei singure persoane. Să zicem oamenilor din echipa de analytics de la Glovo, să zicem, ceva foarte, foarte, foarte specific. De obicei nu are power features, de obicei este buggy și este very very it's barely usable. Adică dacă ai făcut un MVP care este super buggy și nu se poate, nu prea poate să-l folosească lumea, dar lumea vrea să-l folosească, înseamnă că ai dat peste ceva, ai, 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 ai găsit o problemă pe care tu poți să o, să o rezolvi și este foarte foarte scrappy. De ce să facem un MVP? Facem doar ca să testăm o ipoteză. atâta tot. Nu facem un MVP să Uh, facem o aplicație mare în care putem să -o, -o, uh, o distribuim la foarte multe echipe, care să acopere multe use cases. Efectiv, aveam o singură idee, care noi credem că este potrivită și că va ajuta pe cineva și vrem să testăm chestia asta, doar ideea respectivă. Ce are un MVP și ce nu are? Uh, de obicei, are un very small feature set. Uh, adică, imaginați-vă dacă Instagram ar fi un MVP, uh, ce ar avea, probabil, ar avea un câmp în care îți modifici numele un loc în care adaugi o poză, un feed și probabil butonul de like. Atâta tot. Restul, comentarii, hashtag-uri, galerii, stories, whatever, astea sunt niște feature sets mult mai, mult mai powerful. Noi vrem să testăm dacă oamenii vor să posteze poze din, din viața lor și alți oameni ar vrea să vadă pozele. Atât, atât, asta este ipoteza. După care, dacă asta este o ipoteză, se dovedește fi o ipoteză bună, bun, construim mai departe, facem comentarii, facem galerii și așa mai departe. Ce altceva probabil că o să mai aibă, o să aibă Analytics despre cum este folosit. Uh, evident, dacă este un web app, putem să punem analytics de gen Google Analytics și vedem câți utilizator, utilizatori sunt. Dar noi probabil că vom vrea să folosim niște chestii mai uh, mai avansate. Uh, nu știu, pe ce butoane dă click, pe ce, ce flow urmează și așa mai departe. Ce nu are? Uh, authentication. Poate să nu aibă authentication. Dacă faci o aplicație pentru uh, cabinet medicale, de exemplu, nu trebuie să faci neapărat din prima un SAS mare care să aibă uh, billing și uh, roluri și tot felul de chestii, chiar și fără authentication. O pui undeva pe server, îi pui un basic out de pe server și efectiv o, lume, o persoană poate să o folosească. Tu vrei să testezi dacă uh, cabinetele medicale vor soluția ta software, nu dacă autentificarea e bună, dacă are forgat password și așa mai departe. Nu trebuie să aibă un uh, design fine, nu trebuie să aibă un... Ok, nu trebuie să aibă un design sol, dar nu trebuie să aibă un design extraordinar de fain Nu trebuie să fie ceva custom Acum cu bootstrap sau tailwind UI poți foarte ușor să aplici niște teme already made și să-i dai drumul Nu trebuie să aibă o, o arhitectură inovativă Nu trebuie să ai Kubernetes și toate all those fancy stuff pe care le auzi, care vin de la Airbnb sau alte companii mari Nu trebuie să aibă o posibilitate să, să scale dacă tu ai făcut un MVP care abia se ține și abia merge, lumea îl folosește și brusc vin 100 de milioane de utilizatori și nu duce infrastructura, perfect. Asta e o problemă bună pe care poți să o ai când construiești un MVP, când vrei să testezi ideea respectivă. Înseamnă chiar ai dat peste o mină de aur și trebuie să continui dezvoltarea. nu trebuie să aibă neapărat cele mai bune development practices. Știi, m-am învățat cu toții despre solid, despre. Nu trebuie să fie chestiile alea. Alea sunt niște chestii pe care le aplicăm mai târziu când știm că ideea este bună. La fel nu trebuie să aibă toate tehnologiile noi Dacă na, ieri a apărut Remix Nu înseamnă că trebuie să facem neapărat pe aia Alalte era Next.js și așa mai departe Dacă mergem în urmă Nu trebuie să aibă neapărat cea mai nouă tehnologie Bun, și pentru că am vrea ca tocul ăsta să fie și ceva aplicat Vom construi ceva Vom face un Meeting Room Booking App De când lucrăm de acasă au rămas foarte multe clădiri de birouri libere și presupunem noi, avem o idee, o ipoteză pe care vrem să o testăm, că proprietarii de clădiri, de birouri, care au birourile cele libere, ar vrea să subînchirieze birourile. Dar au nevoie de un booking app, au nevoie de o aplicație prin care pot să facă chestia asta într-un mod mai automatizat. Și asta vom construi acum, vom testa ipoteza. Bun, și ce vom construi? Vom avea câteva modele, vom, vom avea un user cu name și email, vom avea o locație care ar putea fi o clădire cu name, description și o poză, vom avea camere în acea locație, vom avea name, description, photo și uh, referință la acea locație și vom avea acele bookings, efectiv uh, modelul pivot prin care se va face booking între user și uh, camere. Uh, modelul pivot va mai avea și ora când uh, s-a făcut booking-ul și pentru câte ore. Avem nevoie. Ce text stack folosim? După cum am vorbit, nu trebuie să fie ceva extraordinar. Let's use the boring stuff, let's use the things that we know, lucrurile pe care le stăpânim foarte bine și lucrurile care știm că ne ajută pentru acest task, care sunt făcute, să zicem, pentru astfel de task. Evident, dacă doar lucrurile care ne ajută pentru acest task. Așa cum vom folosi Ruby on Rails, care este un, un framework full stack foarte, foarte rapid. Vom folosi device, este un, un pachet pentru el care ne oferă autentificare foarte, foarte rapidă, foarte, foarte rapid. Vom folosi AVO, care te ajută să faci un admin panel super, super fast, foarte, foarte rapid și la fel putem să facem deploy pe Heroku. Deci, ținem chestiile foarte boring și foarte simple. Bun, hai să construim. Așa. Am, înregistrat această, am am înregistrat acest proces, și tocmai pentru a face un pic spi, să l fac un pic speed up, să-l să fac mai repede. Dar în realitate nu a durat o oră să fac efectiv toată aplicația. Bun. Și creăm o aplicație nouă de Rails, am folosit Tailwind pentru CSS, dar nu e nicio problemă că nu ne vom atinge nici de CSS, nici de JavaScript. Nu vrem nivelul ăla de complexitate. Bun. După ce am generat aplicația de Rails care se va termina imediat. Vom uh, face câteva configurări la aplicație, vom uh, da drumul, vom uh, da enable unui pachet care ne ajută să atașăm fișiere foarte rapid. Deci, iarăși, ne folosim de ceva care există, nu încercăm să recreăm totul. Ok, vom instala pachetul respectiv. Vom merge foarte repede în această înregistrare, dar va fi disponibil acest video și codul sursă. Bun. Vom migra, vom, uh, migra tabelele pentru fișiere nu durează foarte mult această, acest moment de pregătire. Uh, mai departe, instalez device, uh, este pachetul acela care ne oferă autentificarea, uh, ne oferă conturile, deci iarăși ne folosim ceva ce există. Mă întreabă ce fel de model să fie user, i-am spus că user și că mă întreabă dacă mai vreau niște atribute pe acel user și vreau să fie și name, ca userul să aibă și name și email. Bun, mai departe mai fac o setare pe device și adăugăm totul în git ca să fim pe curat. Bun, mai departe, mai departe adăugăm AVO, la fel, Rails are chestia asta în care poți să-i dai un template și face, relează niște comenzi pentru tine, tot la fel ca să ne mișcăm foarte repede Asta instalează AVO și instalează fișierul de configurare Ok Bun. Acum mergem în fișierul de configurare Lavo la și îl facem, îi setăm licența Pro pentru că vreau să vă arăt niște chestii fine. Mai departe, vrem să ajungem să facem o homepage, să avem o pagină de început ca să, să știm unde suntem. Și generăm un controller, punem o metodă de index, facem și un fișier de index, aruncăm niște cuvinte acolo și we're good setăm ca root path să fie pe acel index. Bun. Hai să pornim serverul. Am pornit și deja avem o aplicație care rulează. Hai să vedem ce avem. Localhost 3000. Avem aplicația. Avo. Și buff. din acea linie de uh, inițializare avem acest admin panel cu pagina de getting started. Dar probabil că uh, nu vrem ca oricine să poată să intre pe AVO. Astfel uh, îl vom pune în spatele unui uh, authentication wall, în spatele uh, unui filtru de autentificare. Și vrem doar user autentificați să poată să intre pe aplicația noastră. Bun. Am dat refresh. Automat, filtrul a intrat, m-a dus să, să mă autentific pentru că nu avem un, un user încă. Este totul explodat, dar la fel nu este foarte importantă partea asta. Creăm un user nou. După ce îmi facem sign-up, am revenit în AVO. Bun. Uh, mai departe. Uh, mai departe, ce facem? Facem un uh, o resursă pentru. Uh, Imediat. Ah, acum încercăm să testăm de fapt dacă suntem autentificați sau nu și facem o mică regulă în, în, în layout, doar ca să vedem dacă userul este autentificat sau nu. Și dacă este autentificat, vrem să vedem că uh, ne apare mailul acestui user. OK. Perfect. Mai departe, o să facem o resursă pentru acel user. Cum funcționează AVO? La fel cum există modele pentru Rails care ajută Rails să se conecteze la baza de date, există niște resurse pentru AVO care configurează acel admin panel. Și pentru fiecare model există câte o, o resursă de AVO. Am dat refresh și deja resursa a apărut în sidebar și putem să vedem toți userii din baza de date. Momentan se vede doar ID-ul, așa că o să adăugăm mai multe field-uri pe această resursă de user. Și spune că vrem un field care să tragă coloana name din baza de date și să o afișeze ca text. La fel o să facem și pentru e-mail. Și brusc, dacă dăm refresh, putem să vedem acele entry din baza de date. Ce-mi ce place mie să mai fac este să mă folosesc de adresa de email și să fac un field de tip gravatar. Și automat primim și o imagine pe baza acelui e-mail. Mai departe, pot să intru în, acea, în acel record, în acel user, și să îl editez. Baf! Și avem deja un, un, un admin pentru useri. Mergem mai departe și creăm celelalte modele despre care v-am vorbit. Facem locația cu name și description, facem camera, room și facem modelul de booking care se leagă de room, de user și, de, și are datele despre când a fost bucuită și cât. La fel facem și resursele, ca AVO să știe despre acele resurse. Dacă dăm refresh, facem, rulăm migrările ca să creăm acele tabele pentru resurse. și Avo, deja aflat despre ele. La fel, putem să vedem bookings, locations și rooms, cum am văzut useri. Haideți să mergem să configurăm acele, uh, acele resurse. O să începem cu locația. Uh, mergem în modelul de, de, de Rails și spunem că are o fotografie atașată. Rails ne ajută foarte, foarte mult, cu o singură linie putem să spunem că avem, uh, putem să facem, putem abladăm fișiere și configurăm resursa de AVO. La fel, îi adăugăm name ca text, uh, description ca text area. Uh, dacă nu vrem text area, putem să facem tricks, să avem un watch what watch get sau un markdown field. La fel, adăugăm un field de fotografie, as file și îl setăm că este image și putem să mergem să adăugăm niște locații. O să, o să fac un pic fast forward aici. Și brusc au trecut uh, șase minute, și avem un admin panel pentru, uh, pentru locațiile noastre. Bun. Mai departe, să-l facem un pic mai frumos. Uh, vedem că avem ID-3 peste tot. Uh, dar nu am vrea să afișăm ID-ul. Trebuie să-i spunem la AVO care este fieldul de tip title, de unde din bază date care este numele sau titlul acelei resurse. I-am spus că este name și automat s-a schimbat peste tot în name. Bun. Mai departe. Mai departe vom trece la resursa de tip room, care probabil trebuia să numească office, dar iarăși facem un MVP, așa că nu ne interesează așa de mult, nu este așa de important uh, momentan. La fel, adăugăm name și description și photo as a file, as an image. Se pot adăuga și fișiere de tip audio și de fișiere de tip video. Avo știe să lucreze cu ele și să le afișeze în alte moduri. Vom merge pe modelul de room și vă spune care are acea fotografie atașată. Ok. Uh, room, camera, uh, belongs to a location. Și vom, îi vom spune a lui AVO prin acest fișier de resurse la fel, că avem un field location care este ca un belongs to. Și facem și inversul pe location resource, îi spunem că avem rooms, care este un field de tipul has many. Deci un location are mai multe camere, o cameră aparține unui location. Facem același lucru și pe model. Și dacă intrăm într-o cameră, într-o, da, într locație, vom vedea că are mai multe camere. Și voi crea, la fel pe super, super fast forward, voi crea mai multe camere. Am pe super fast forward, cum Și camera poate fi atașată unei locații. Bun. Și vedem din pagina de locație, putem să vedem toate camerele. Deci cât a trecut? 8 minute și deja avem un sistem în care putem să manageruim și locațiile, și userii, și camerele. Putem să adăugăm uh, imagini, putem să le legăm între ele, să vedem care aparține cui și așa mai departe. Haide, fast forward, fast forward. Ok. Bun m am adăugat camerele. Mai departe, ce putem să, să facem? Vom merge, încercăm să facem uh, admin panelul ăsta să arate puțin mai bine. Așa că vom încerca să afișăm camerele într-un într într view de tip grid. Uh, așa că va trebui să-i dăm trei chestii, va trebui să-i spunem care este fotografia, care este titlul și care este body-ul uh, acelui grid, acelui card. Și la fel cum am declarat fieldurile, declarăm și uh, aceste trei proprietăți. Bun. Și îi spunem că vrem să le vedem uh, în format grid. OK. Baf, și deja avem imagine puțin mai mari. Arată deja un pic mai bine. facem același lucru și la location, o să ne mișcăm iarăși destul de repede. facem un pic copy paste. OK. Ok. Uh, Body-ul ăsta de text arată puțin cam mare, așa că vrem să-l trunchem puțin și o să facem un computed field și spunem că ok, vrem description-ul, dar vrem description-ul truncat, doar 30 de caractere. Poate cam puține. Hai 50 de caractere. Ok, cool, arată puțin mai bine. Ce vreau să mai fac este că atunci când dau click pe imagine sau pe titlu, vreau să mă ducă către acea resursă, să fie puțin mai user-friendly. Perfect. Și vedem camerele în același fel și pe pagina de locație. Super. În regulă. Putem să vedem și tabel dacă vrem să facem switch. Na, avem și posibilitatea asta. Mai departe, mai să lucrăm la modelul de booking, care v-am zis că este un pivot între o cameră și un user. Când un user face un book, când vrea să rezerve o cameră, practic creează un booking. Și am, am adăugat acele fielduri și adăugăm, selectăm camera, dar la user vedem iarăși că avem doar ID-ul. O să facem aceeași chestie care am făcut-o și în trecut. O să schimbăm title-ul name. Ok, și selectăm o cameră și selectăm un user și hap, deja avem, o, o, avem, un core functionality, să zicem. Deja putem să, ne, putem să dăm uh, asta mai departe să fie folosită de către alte, aplicația asta mai departe să fie folosită de alte persoane. Uh, adăugăm și restul fieldurilor pe booking. Uh, adăugăm booking, uh, booked at, care este un date time, și booked for, ca să spunem câte ore. Și o să-i dăm de ales între 2, 4, 6 sau 8 ore. Bun. Și acum utilizatorul poate să selecteze câte ore vrea să, pentru câte ore vrea să țină acea cameră. super. Câte minute au trecut? 11 minute, 12 minute. Perfect. Mai departe. Mai departe, vrem să atașăm acele booking, aceste bookinguri uri către. să le atașăm camerelor. Și, similar cum am atașat locațiile, camerele locațiilor, vom atașa bookingurile către uh, aceste locații. Deci, practic, dacă te duci pe o cameră, uh, în camera numărul 3, vom vedea toate bookingurile pentru această cameră. Dar, poate, nu vrem să vedem toate bookingurile. urile Vrem să vedem doar bookingurile care sunt în viitor. Așa că vom folosi această opțiune Scope, în care avem obiectul query, pe care putem să-l modificăm. Și zicem, băi, nu le vrem pe toate. Vrem doar cele care uh, uh, create date este un pic în viitor, este mai mare decât acum. Și evident am greșit, pentru că nu trebuie created at, ci trebuie booked at. Toate cele booked at este mai mare decât timpul de acum. Bun. Iar acum, astea nu mai sunt doar bookings, ci sunt de fapt future bookings. Așa că o să schimbăm numele în future bookings. Perfect. Deja arată puțin mai bine. În regulă. Ce putem să mai facem? Dacă mergem și facem un nou booking din cadrul acelui spațiu, vom vedea că Dark Space este, numele camerei este, este read only, este disabled. Nu putem să-l schimbăm pentru că am plecat de acolo. Dar poate vrem să facem același lucru și pentru un user. Vrem să-l avem preselectat. Așa că mergem în field, vom merge pe. Haide. A, vreau să facem ceva înainte. Înainte de uh, a face a seta opțiunea, uh, vrem să îi spunem lui Avoc cine este the current user. Așa că vom folosi obiectul de context în care îi spunem, ok, avem current user și acesta va fi evaluat și ne va spune cine, care este utilizatorul care este logat acum. Gândiți-vă ca un obiect global pe care Avoc poate să-l folosească în diverse, uh, în diverse contexte. Bun, și mergem pe fieldul user. De pe Uh, resursa booking, da? când creăm un booking nou și spunem că vrem să facem să avem să îi setăm o opțiune de default este un lambda function uh, pentru cei care vin în JavaScript este ca un callback function și spunem ok din acel obiect de context vrem current user și dă-ne ID-ul acelui current user. Acum dacă dăm refresh, automat AVO știe să tragă să, să ia din context uh, utilizatorul logat și să ne precompleteze această opțiune. Dar să zicem că vrem să facem feature-ul și mai, și mai concret. Vrem să lăsăm să, să, ca un user să poată să facă booking, dar doar pentru el. Și astfel marcăm acest field as read only. Iar acum fieldul este disabled. Nu se mai poate schimba. Deci fiecare utilizator poate să schimbe booking-ul doar pentru el. Poate să selecteze o dată și câte ore. Bun. Încă un booking. Mai departe. Uh, un lucru pe care îl facem în mod constant este să căutăm aceste records. Da? Dacă le avem într-o bază de date, vrem să le și, să le și căutăm. Uh, search este built in by default în AVO. Eu folosim un pachet care se cheamă Ransack, puteți să folosiți altceva dacă preferați, uh, dar putem să-i spunem gen numele conține sau description conține și să-i dăm ce să, ce să conțină. Uh, voi face enable la search uh, și pentru. Um, locații și pentru camere și apoi voi instala pachetul tot pe super fast forward. Poate nu chiar așa super fast forward. Ok, bun. Iar acum, avem un search, avem și resource search și global search. Putem să căutăm automat to prin toate resursele, da? Putem să căutăm prin toate camerele și prin toate locațiile. Dar hai să facem search-ul ăsta puțin mai frumos. O să mergem în, în resursa de locație și voi spune la foto, pentru că știm că este o imagine, că vrem să fie ca avatar. Și la fel la description că vrem să fie as description. Și mă face același lucru și la camere. Bun. Iar acum Sărciu a devenit puțin mai bogat. Putem să vedem niște imagini despre acele resurse și ceva inf pardon, informație în plus. Culio, cool, a fost rapid. 17 minute. Bun. Mai departe. Uh. Poate nu vrem să afișăm mereu datele noastre doar sub formă tabelară sau sub forma unei liste, să facem un, o interfață crud. Poate vrem să le afișăm într-un mod agregat. Pentru asta am putea să folosim dashboards. Și vom genera un dashboard nou. Așa, dacă mergem pe el vom vedea că nu este niciun card, este un dashboard call Și vom crea un card. Avo are trei tipuri de carduri, dar vom, vom crea pe cel mai ușor, de tip metric. Și vom spune uh, că vrem un card metric care să aibă Bookings Count. Bun. Mai departe. O să luăm acest card metric și o să-l adăugăm pe dashboard. Uh, fiecare dashboard și card metric, la fel are o să, o să aibă un fișier de configurare, la fel cum a avut cum este fișierul de resursă. Avem câteva informații de tip ID și name, plus alte câteva opțiuni specifice pentru dashboard-uri și pentru carduri. Am adăugat cardul pe dashboard și hai să vedem cum arată. Paf, deja avem un card în care ni se spune Booking Count și avem o valoare. 101. De unde vine valoarea? Vine din uh, metoda de query. Aici în metoda de query puteți să faceți query-urile unde aveți nevoie. Să le luați din baza de date, informațiile, să faceți un, un HTTP call și să-l să, asigur, să asignați rezultatului. Dar noi o să facem o chestie în plus. O să o luăm din baza de date și o să luăm toate booking-urile care au fost făcute. Și deja în mai puțin de un minut avem un dashboard cu toate booking-urile noastre. Vom mai crea un card, un metric și facem ceva puțin mai complex. O să facem booked hours și o să o să punem în acel card uh, numărul, uh, numărul de ore care au fost uh, booked. Bun, la fel, mergem în query și spunem la rezultat booking. O să tragem toate orele booked for și facem o sumă. Pretty straightforward. Dăm refresh, 10 ore în total. Deci, în bază de date, avem bookings care în total însumează 10 ore. Deci hai să facem ceva și mai mult. Să facem să facem un pic mai useful. Um, voi decomenta câteva opțiuni, initial range și vom spune una dintre locații. Vom scrie una dintre locațiile noastre, Sky Tower, și în în în, în, în acest array vom pune toate celelalte locații. Vrem să oferim posibilitatea utilizatorului să vadă numărul de ore per locație. Bun. Așa. Bun. Hai să vedem. Întâi luăm locația, identificăm locația pe care a selectat-o. Ok. Luăm uh, ID-urile camerelor locațiilor respective. Clar, chestia asta se poate face un pic mai interesant, dar just for demonstration purposes. Și acum spunem, ok, vrem toate orele, dar pentru camerele respective, care aparțin unei locații. Buenos, hai să vedem ce avem. Sky Tower 0, City Gate 10, timpul noi 0. Super, super. Hai să mai facem un booking. Ok. Alegem o dată, alegem un număr de ore și ne întoarcem. Deci camera Concrete Rooms aparține timpul noi. Ok. Două ore. Bun. Ce putem să mai facem? Acesta este cardul de tip metric, um, dar AVO uh, suportă și altfel de, de carduri. Suportă parțial în care poți să pui ce vrei tu sau putem să uh, ne folosim de librăria ChartKick și să generăm charts. O să generez una repede, doar ca să uh, vedem cum arată. Bookings over time. Ok, ok. Perfect. Să o adăugăm la dashboard. Ok, perfect. Și dacă dăm refresh, avem încă un card cu un grafic deja aranjat. Dar dacă intrăm în el, hai să modificăm un pic și punem să stea pe trei coloane. Hm, deja arată un pic mai bine. Uh, datele din acest grafic sunt uh, pur ra random. Nu o să stau în demonul ăsta să calculăm efectiv, dar aici poți să adaugi bookings over time sau peste locații și așa mai departe. It's all good. Unde suntem? 22 de minute. Bun. Ok, ok. Să mergem mai departe. Ce putem să mai facem cu datele care le avem în bază date? Păi putem să extragem doar un subset de date. Putem să le filtrăm. Pentru asta, AVO ne ajută cu filtrele AVO. Și voi genera un nou filtru care se cheamă Feature Bookings, și iar avem un fișier de configurare. Bun. Înainte să îl configurăm, îl vom adăuga unei resurse. Vom merge pe resursa de Booking și, similar cum am adăugat field-uri înainte, putem să adăugăm filtre. Și adăugăm acest filtru pe resursa de Booking. Uh, Hai să configurăm filtrul. Vom spune că vom avea o singură opțiune. Cheia va fi Future și label va fi Only Future Bookings. Iar în metoda de apply este similară ca metoda de query din card în care noi băgăm, punem efectiv logica acestui filtru. Da? Și spunem, ok, dacă userul a selectat opțiunea Future, atunci vrem să modificăm query-ul și să nu ne dea toate, toate rezultatele, ci dă ne doar pe cele care booked at este, sunt mai mari decât au. au au o un mai mare decât uh, momentul de acum. Bun, hai să vedem cum arată chestia asta. Suntem pe Bookings. O să creăm una nou, un Booking nou și o să-l punem în trecut. Pe 3 mai. Ok. Ne întoarcem și acum avem un buton nou de filters. Aleg Only Future Bookings și doar cele din viitor au rămas uh, active. Bun. Deja devine din ce în ce mai util. Ce mai putem face cu recordul astea? De obicei, aplicăm niște acțiuni pe ele. Le, le aplicăm niște modificări. Acele putem să le facem în edit screen sau putem să le aplicăm la apăsat, la pressing of a button. Uh, am generat o acțiune nouă și la fel o să o luăm să o adăugăm pe Booking Resource. Action Delay Booking. Perfect. Hai să mergem să o configurăm. Aici primim în... în uh, Ok, doar o secundă, doar o secundă. Ok, bun. Uh, Ne-a apărut acest drop-down, Delay Booking este disabled, dar dacă selectăm un, un obiect, putem să, putem să dăm click și să rulăm acea acțiune. Deocamdată nu face nimic, doar ne spune că uh, s-a rulat cu succes. Mai departe, uh, aici primim un array de modele. Primim efectiv uh, toate modelele, că, pentru că o acțiune se poate uh, face pe un singur model, pe un singur record sau pe mai multe, le primim pe toate, primim o listă. Așa că vom, aici vom adăuga logica pe care vrem să, să, o, facem, să o atingem cu, acest, cu această acțiune. Și ceea ce vrem să facem este să facem delay, pentru că așa se cheamă delay booking, să facem delay uh, timpului de bookedat, să-l mai adăugăm două ore, să zicem. Ok. Model bookedat egal model bookedat plus două ore. Model save. Pretty straightforward. La fel, nu trebuie să fie totul perfect. Am selectat un, un record, era ora 9. Îi dăm RUN, s-a făcut ora 11. Ok, ok, devine mai ușor. Bun. Putem să rulăm și din pagina de SHOW a acelui record. S-a făcut ora 13. Bun. Hai să facem un pic și mai expresivă. Hai să dăm posibilitatea utilizatorului să spună el cu câte ore vrea să facă delay. Și o să adăugăm un field, la fel cum am adăugat pe RESOURCE, o să adăugăm un field NUMBER OF HOURS. Și să spunem că este NUMBER. Hai să vedem ce se întâmplă. Selectăm un record. Selectăm uh, acțiunea și deja avem fieldul. Trecem trei ore, dar s-a făcut-o cu două ore, pentru că nu am adăugat logica încă. Bun, hai să, să facem, să folosim acest, acest field. Bun. Vom crea o variabilă nouă, care este number of hours. Ok. Și în, uh, în, uh, în variabila fields, noi primim valorile care, pe care le-a dat utilizatorul și spunem ok dă number of fields, dacă este în fieldul respectiv, sau pune 2. Și acum vom folosi mai departe, în logica noastră, și vom adăuga numărul de ore. Deci este ora 11, facem delay booking, 3, ok, ok, uh, trebuie să facem, uh, să-l să convertim în integer. Perfect. Încercăm din nou. Ora 11 plus 3 14. Super, super. Dar dacă nu trece nimic utilizatorul acolo, de unde știe că sunt două? Hai să facem și mai bine. Și spune că, ok, opțiunea default este o oră. Și afișăm și un mesaj de help și spunem, uh, pune aici câte ore vrei să fie, pentru câte ore vrei să fie delayed această, acest booking. Ok. Mai încercăm o dată, ora 14. Și avem mesajul de suport și avem și număr de ore default pe care putem să-l adăugăm. Super! Deja s-a făcut 12 noapte. E cam târziu. Um, evident că se poate face modificarea și din uh, edit screen, dar poate nu vrem neapărat. Vrem să facem mai simplu. Poate vrem să le selectăm pe toate și să le dăm la toate, să le dăm delay, că s-a decalat ceva în urmă. Se poate face și chestia asta. Bun. 27 de minute. Deci au trecut 27 de minute, și deja am creat o aplicație. Ups! Au trecut 27 de minute, și deja s-a creat o aplicație destul de ușor de folosit și destul de folositoare. Adică este efectiv MVP-ul. La ce am vrea noi să facem? Nu trebuie să ne gândim că uh, trebuie să construim din prima cu toate feature-urile, ci efectiv facem uh, basic, funcționalitatea de bază. Ce asta este funcționalitatea de bază în care vrem să permitem unor utilizator să facă uh, bookings într-o aplicație, uh, într -o, într -o aplicație de genul ăsta uh, Ce facem după ce am construit uh, MVP-ul nostru? Păi mergem și vorbim, we're going to go and talk to our customers. Uh, ei sunt cei care ne vor spune ce feature trebuie făcute mai departe. Uh, nu este ceva care noi trebuie să intuim, să la fel să avem o ipoteză. Noi credem că vrem să adăugăm profile mai bune sau vrem să adăugăm mai multe imagini și așa mai departe, dar nu, de obicei aflăm de la clienți uh, ce, ce trebuie adăugat. Uh, mai departe go 50-50 on coding and marketing. Uh, e o chestie pe care și eu trebuie să o învăț, uh, și toți programatorii. Noi vrem să facem toate feature-urile, noi vrem să facem să, să stăm la codat, dar nu trebuie. Trebuie să facem și ceva marketing, pentru că o, o aplicație care nu e folosită de nimeni nu, nu ajută pe nimeni. Uh, mergeți și Join Pre-Acceleration Programs. Uh, Launch.ro este unul dintre ele, uh, Code Forward este altul. Mergeți și luați tot ajutorul de care aveți nevoie. Uh, și apoi experimentați cu distribution channels. Uh, poate voi stați toată ziua pe Hacker News, este unul dintre canale, dar și Reddit este, dar și Twitter este, poate Facebook este mai potrivit, poate TikTok și așa mai departe. Trebuie să ex trebuie experimentat. Vă mulțumesc! Uh, sper că a fost o, o experiență faină, sper că nu a mers prea repede. Uh, uh, veți avea codul sursă. Um, Avo este disponibil. este uh, a free package. It's a commercial package. Um, mai departe avem Ruby Surprise. Follow me on Twitter. Uh, undeva săptămâna viitoare vom face un anunț pentru toți cei toți Ruby lovers, Ruby and Rails lovers. Uh, follow me on Twitter or on LinkedIn și vom, vom, vom arăta niște chestii fine. Avem un proiect fine în desfășurare. Cool. Mulțumesc, guys. Sunt deschis la întrebări, că probabil am mers destul de repede toată prezentarea. Da, mulțumim, Adrian. Aș începe eu seria de întrebări, ca să dau tonul. Când te refer că mergi la customers după ce ai terminat cu cu MVP-ul, te referi că faci market research, efectiv? Sau te duci, efectiv, faci un focus group și discuți cu oamenii? Cam care-i planul acolo? Um, păi, în primul și în primul rând, înainte să te apuci de o... o, o când te apuci de o idee, de obicei în cap și niște clienți, niște potențial clienți. La ei trebuie să te duci prima dată, da? la ei trebuie să mergi și să, cu ei trebuie să vorbești pentru, uh, pentru început. Um, și everybody says, like, do things that don't scale. Uh, când deja când spunem market research sau e, ceva super mare, mergi și vorbește unul cu unul, cu câte o persoană, cu câte o persoană și vezi cu ce ajută produsul tău, cum, cum, le rezolvă problemele și ce poți face mai mult pentru, pentru a-i ajuta. Dar unul câte unul este, este, perfect în primul stadiu de, de, în de început. Am înțeles. Ok, uh, alte întrebări din public. Sunt sigur că aveți întrebări. Serios? Ok, don't be shy, don't be shy. <laughs> Chiar v-a lămurit toată prezentarea? <laughs> Sunt surprins, da? Mă bucur atunci că ați înțeles. Foarte mișto. That's some feedback, that's da. some feedback. cam câți dintre voi, te am o pentru public, cam câți dintre voi uh, scrieți Ruby? Sau ați auzit de Ruby? Sau ați experimentat cu Ruby? Iacob, tu n-ai voie să răspunzi. <laughs> <laughs> eu, eu, eu aș unul. <laughs> Oh, ok, deci avem, <laughs> Alex. avem ceva oameni în public care Also, uh, cool, uh, cool, talk, Adrian. Mulțumesc, mulțumesc, Alex. <coughs> Am așa o întrebare. Um, cum, cum e Xavo pentru Rails? Ai dat de proiecte similare pentru alte limbaje care le poți recomanda pentru cei care nu folosesc cru? Yeah, for sure, for sure. Um, uh, chiar Avo a fost inspirat dintr-un produs similar. Eu vin din, inițial vin din lumea PHP și am făcut un produs cu, am făcut un produs cu Laravel și Laravel are ceva, este un first party package, este făcut de fondatorii Laravel, se numește Nova. Și este la fel un admin panel framework, te ajută să mergi la fel foarte, foarte repede și să dezvolți, dezvolți produse cu el. Uh, în altă ordine de idei, mai sunt niște, uh, uh, niște produse framework agnostic. Există ceva ca Forest Admin, există Retool în care ai niște interfețe drag and drop și că construiești interfața cu niște pune niște widgeturi pe un canvas și apoi le legi de o bază de date sau poate de o aplicație sau poate de un GraphQL sau de un REST API și tragi de acolo datele și poți să construiești e tot un low code ceva mai minuțios, ceva mai uh, mai com, mai detaliat să zicem uh, mie îmi place să zic că Avo este foarte managed it does a lot for you you don't have to Uh, to do a lot of things, după cum am văzut. Am, am pus o linie, zicem că vrem field ăsta într-un anumit fel și știe el să facă mai departe restul lucrurilor. Este, it, it does that for you, out of the box. Da, mi-e că îmi pare zicem, că dar... și până și codul care l-ai expus mi s-a părut relativ simplu, având în vedere ce o rezultat la final. Adică, totuși, a ieșit o aplicație care, până la urmă, mai poți să o expui la niște clienți. Dacă îi să o luăm Exact. Așa. Exact, exact. Cam, cam asta e și ideea, știi? Să, să să, să -ți facă all the boilerplate for you uh, pentru ca tu apoi să te poți concentra pe chestii uh, chestiile de bază care sunt unice a aplicației tale da adică nu știu formularele de forgot password și change password dar nu sunt core business uh, listarea unor resurse și să dai edit să dai delete that's not core business dar în continuare uh, companiile, să zicem așa, de, nu vreau să zic waste, dar să investesc foarte multe ore, programatorii costă foarte mult să fac acest, ca să facă acest boilerplate, pe când ar putea să se miște mai repede. Mă gândesc că nu există constrângere referitoare la baza de date, nu? Care poate fi folosită. În realitate nu, în realitate nu. Nu am arătat în demo-ul ăsta, dar uh, am, 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 trecut și prin uh, am rezolvat și probleme de performanță, like, dacă sunt probleme de N plus 1, you can include stuff, uh, sunt chestii pe care le-am luat în calcul. Este un produs făcut de developer pentru developer, să zicem așa, mă rog, pentru developer și pentru end user. Dar uh, suntem conștienți de problemele care pot apărea și am încercat să le preîntâmpinăm și să le, să le rezolvăm. Deci nu există constrângeri reale. Da? Da. Ok. Uh, așa Da, și eu. da spune. Uh, uh, cum, să zicem că am mers în ul și vrei să mergi mai departe, cum propui dezvoltarea mai departe? Uh, Extinzi sau ai un loc să continui cu, de exemplu, aplicația React și sau vrei să faci alte chestii mai complexe sau e bine să rămână asta doar ca și admin panel și să construiești alte template-uri și React chestii dacă vrei mai complicate sau să faci improvement la, uh, la stiluri sau la, nu știu, Gace, gotcha, da, înțeleg ce zici. Cred că ține foarte mult de, de scenariu, știi și de ce fel de aplicație ai și de ce fel de tracțiune ai. Pentru că ce se întâmplă de obicei este când uh, faci un MVP, ai o idee, testezi o ipoteză. E posibil să rămâi pe aceeași idee, dar să-ți dai seama că este în continuare, da, asta ne trebuie nou un booking app, să poate pivotezi și îți dai seama, nu, nu avem nevoie de o chestie mai complexă să aducem și agenții și să facă să poată să dea camerele într-un alt fel, printr-un alt serviciu și așa mai departe. Și totul ține de, de cum să zic, de, de aplicația pe care o faci și de ce fel de tracțiune ai. Evident, dacă vrei să faci o chestie super, super dinamică în care îți trebuie React, se întâmplă multe lucruri pe pagină și așa, ok, păstrezi adminul ăsta pentru admin stuff și faci API și buff, ai rapid, nu-ți mai trebuie Firebase sau Superbase sau whatever și faci, pui, folosești Jamstack, pui React-ul pe un CDN și stai liniștit. Dar dacă ai nevoie totuși de un admin, super, iarăși n-am arătat în demo-ul ăsta, dar poți să intri să te injectezi în acest admin și să introduci tu orice fel de pagini. Chiar poți să pui și React dacă vrei în AVO, știe? it's all good. Dar totul ține de, de scenariu. Dar, ok, ca o regulă așa, de obicei construiești pe ce ai, cam așa se mergește. Adică chiar dacă ai tracțiune, nu, nu arunci totul și și îi reconstruiești. Mergi pe ce ai până la un moment, să zicem, când, băieți, dai seama ideea asta chiar este o idee bună, chiar trebuie să o atacăm și trebuie să investim niște resurse și niște oameni care nu vor să facă doar MVP-uri, care vor să facă niște chestii serioase. Și atunci te gândești la scaling și oareveri. Dar trebuie validată foarte bine chestia asta știi? și să fii sincer cu tine, dacă nu știu dacă ești programator, dar ca programator asta trebuie să faci, știi, trebuie să. în loc să zic că ți-e ușor să zici, a, da, da, lasă bug, Next.js și. E, Va fi mai bine. Știi? Uh, am observat eu ca să vin cu o completare, am observat eu o chestie. Uh, când faci un MVP, de obicei, e bine să-l lași la latitudinea, nu neapărat a arhitectului, cât a developerilor care urmează să scrie MVP-ul, să folosească ei uh, toolurile cu care sunt confortabili. Pentru că dacă exact. te duci tu și le impui o anumită chestie să folosească, atunci nu o să iasă ce trebuie, și o să dureze foarte mult. Deci nu o să dureze cu mai 27 de minute, cum ai făcut -o acum ai făcut-o acum. Știu, o să dureze, da, nu da, știu, da. four days, dau un exemplu. Exact. exact. Și ai e pierdere da, de evident, timp, până la urmă. Evident, evident. E o mică adăugire aici este că contează și să site-ul potrivit. Adică, dacă facem o aplicație de booking, ok, poți să folosești Laravel, poți să folosești Rails, poți să folosești Django. S sunt toate chestii foarte, foarte bune, știi, și sunt potrivite. Dacă unii vor să o folosească pe la. Nu, dacă te-ai și faci un. un, un... Uh, nu știu un express app și whatever, poți să faci și așa, dar deja te-ai dus în alte părți Hai să facem uh, GUI-ul de la zero, să facem API-ul. Nu ai nevoie de API pentru MVP pentru o aplicație de genul ăsta. Efectiv vrei doar să afișezi niște formulare acolo, vrei doar să faci niște chestii. Dar uh, e, da, cum am cum am zis de la început, trebuie să fii uh, trebuie să fii confortabil cu tool pe care îl alegi. Da, din păcate eu am dat de MVP-uri în care s-au făcut mai multe sesiuni de estimări și la final o rezultat efectiv aplicația, deci nu mai era niciun MVP. Da, da, Cumva da, e da. așa, am impresia că unii product manageri nu înțeleg conceptul de MVP. Da. Cu o soluție cum e... ai venit tu și ne-ai expus acum, mi se pare că ok, da, ăla într-adevăr e un MVP pentru că l-ai făcut super rapid, știi? Și a fost minimul de care avea nevoie până la urmă urme. Exact, exact. Să testezi ipoteza, exact. asta, asta trebuie, da, na, da, na, na. Ok, uh, alte întrebări? Sau feedback? Uh, eu din nou. Uh, din ce ai folosit în video, care din lucrurile sunt în varianta plătită? Sau care sunt în varianta free? Unde e linia? Mm, da, 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 da. Um... Încerc să mă gândesc dacă este ceva în varianta plătită. Cred că search este în varianta plătită și dashboards sunt în varianta plătită. Dar în rest, undeva la 95% din CRUD UI totul este free. Um, acel file upload de o singură linie este free. Uh, sunt foarte, foarte multe chestii în varianta de community, cea free, în care poți să începi ceva și dacă cumva vrei să treci la următorul nivel, uh, atunci va trebui să plătești. Dar, în general, varianta, tot ce este creat acolo e, e, free. Dar aș putea Super, să... Deci... Spune, Iacob, că după ce acum continui. Da, vreau să zic că, deci, aș putea să zic, dacă am o idee, poate, nu antreprenorială, dar văd un bottleneck la mine în firmă și zice, ok, aș vrea să se chestia asta, o fac rapid într-o după masă și a zic, hei, avem un tool pentru masă de ping-pong, să ne programăm. Ia a toată lumea și după aia să zic că merge, oh, ce fain e asta, hai să Z și să licență și totul mai fericită. Da, uh, am o poveste interesantă cu cineva care a folosit uh, a folosit, uh, a folosit uh, Tulu, că l-a folosit și l-a arătat undeva, l-a prezentat și uh, era într este într o companie în care uh, Uh, sunt într-o companie unde sunt multe lucruri în desfășurat. E un startup, se întâmplă multe lucruri. Și când arăta tulu așa de polești, și a zis, dar de ce ai făcut asta? Dar nu avem nevoie de atâta. Păi tu pe asta pierzi timpul să faci chestii de astea. Păi noi avem toate lucrurile astea de făcut. Și el, -da, nu stai puțin că nu mi-a luat așa mult. Chiar mi-a luat puțin, știi. Și it, it, it does make the developer look good, să zicem așa, într-o anumită măsură. Să folosești un tool polished Și să meargă și repede. Uh, dacă nu plătesc. Da, și folosesc varianta Community de la Avu. Aș putea să mă injectez da. eu cu soluțiile mele, să zicem, de search? Um, I think you could. Adică dacă ești un good hacker, you could do that. <laughs> Dar, um, it's, it's all, știi, e totul până la... E, varianta Pro costă 250 de dolari pe an, știi, și este Perpetual Fallback License. Nu mai plătești, rămâi la versiunea aia. Uh, numărul de ore pe care tu o să-l petreci să injectezi search și să faci toate, toate treburile vor depăși prețul licenței și vei zice fuck it, vreau să mă, vreau să fac repede. Și da, eu... mă gândesc că, Dar dacă vrei, și companie, că... ca, companie, ești companie de produs sau ești, faci outsourcing, mă gândesc că asta e o soluție bună, cum cumperi license-ul și îl ai și gata. That's it. Exact, exact. exact. Atunci, da, să justifică să ai toate tool da. necesare. Ok. Uh, alte întrebări, dacă mai avem, din public? Sau sugestii? Sau sugestii, da. Mm. Ce, ce nu v-a plăcut la prezentarea lui, lui Adrian? Facem feedback constructiv acum. <laughs> da, fără probleme. Nu? Nimeni? Da, ah. Îmi pare rău. <laughs> Bun. Oricum. E ok. E ok. Eu sunt disponibil pe Twitter, pe LinkedIn. Avem un Discord channel. Oricând puteți să-mi scrieți probleme despre Avo, despre Neavo, Ruby. Vine surpriza în curând, așa că sper să ținem legătură. Ce am, ce -am auzit la început cu Base tool? Ce? It failed? Ce? Da, da, uite, vezi exact ce, exact ce am învățat din în, practic, prezentarea asta este cumva o lecție. Noi am făcut acea aplicație sperând că găsim o problemă în loc să o facem pentru o problemă. Ok, rezolva foarte multe chestii, dar nimic specific, cum, după cum a zis, echipa de analytics din așa o folosește. Și we kind of failed there. Dar AVO, din, din fericire, merge, funcționează, rezolvă o problemă și, nu știm mai multe despre spațiul ăsta. Uh, pentru cei care nu știu ce este Base-ul, poate ne spui câteva cuvinte, așa, pe scurt. Sigur, uh, base Tool ar trebui să fie versiunea framework-agnostică a lui Avo, adică nu -ți trebuie Ruby on Rails. Îi dai, uh, uh, dai credențiale de la baza de date sau de la contul de Stripe sau de Shopify sau orice integrări suportăm și îți creează un admin panel. Poți să aduci acolo să, să faci o agregare de toate datele pe care uh, le ai în alte canale. Totul cu un singur, un singur, string de credențiale, să zicem. Dar este un, a fost un tool, încă mai este, nu l it's not shut down yet, probabil că în curând. Este un tool care este foarte general și nu a rezolvat o problemă specifică, să zicem așa. Da. Adriana a ținut o prezentare în noiembrie, oare? Da, în noiembrie, parcă despre base tool, da, în pare. care ne-a explicat cum funcționează. Din păcate nu avem audio pe video de pe YouTube, deci vi l-aș fi recomandat, dar din păcate audio a dat kicks atunci. Dar fără nicio problemă, acum o să avem pentru sesiunea din seara asta. Va fi publicată cel mai probabil mâine și da, vă invit să dați share la prieten, la cunoștință, la cine credeți că ar avea nevoie de un MVP așa super rapid să dezvolte. Bun. Mulțumim Adrian încă o dată pentru prezentare și pentru tot. Și ne vedem data viitoare. Nu știu exact toate detaliile. Nu știu încă nici dacă va fi online, nici dacă va fi offline. Dar cu siguranță o să anunțăm pe toate canalele de social media și vă ținem la curent cu toate, cu, cu evoluția. Ok. Super. Mulțumesc pentru participare și ne auzim